faci, mama? Ce faci? Noi vrem să împodobim bradul și avem ajutor de nădejde aici, da? Ui, cum faci? Ajutorul nostru cel mai bun și cel mai mare, Carla. Da. Și bună! Da, na, hai să începem să vedem. E dezastru, Daniela, cumnata mea, sora lui Dani, nu, cealaltă Daniela, ne-a făcut cea mai faină ghirlandă pentru masa de Crăciun, naturală, superbă. O să vă arăt la final, când e gata. Și unii muncesc. O, ah, ok. Aoleu, dar eu ce să-ți mai zic că mă trezesc de 100 de ori pe noapte, dragă? Cum degeaba? Ah, Odin, se trezește fiica ta de multe ori, dragă. Și e obositor. Se scoală la 6 și vreau să ne scoală până la 9. Ba să scoală. Vai, mă povește. Adică vrei să zici că rolul de mamă e foarte ușor, nu? Nu zice nimeni. Priviți mustața, barba, am muiere care se îngrijește de mine foarte tare, vedeți? Tu ai zis că nu mai vrei să te duci. Nu te mai scoate în față la oameni. Mami, bună dimineața! Mama! Ce faci? Te-ai trezit? Te-ai trezit, puișorule? Of, cât e de frumoasă! Te-ai trezit la fix, mami, că uite, am făcut bradul! Uite, am făcut bradul, mama! Ce
Wow! Cam acesta este bradul nostru. Ce părere aveți? Aștept părerile voastre în comentarii. Ești foarte harnic, tati. Din cauza lui poliția de inelată, nu știu și acum am treabă. Am terminat de împodobit bradul. Carla s-a trezit și e foarte încântată. Mami, am făcut treabă bună. Doamne, cât ești frumoasă, mami! Ești cel mai frumos cadou de sub brad. Da? Da, da. Și singurul, da. Păi e de ajuns, măi. E de ajuns, că e cel mai frumos. Scumpa mea. Opa. Doamne, cât ești de scumpă, mama. Wow, tu, mami, ce luminițe. Wow, ce luminițe. Noi am terminat pe ziua de azi, am împodobit bradul. Of, suntem așa de obosiți, dar nu mai avem mult, chiar mai avem foarte puțin și... Au, mama, au, mami, chiar mai avem de făcut chestiile astea de final. Acum am cărat o grămadă de chestii și le-am lăsat acolo pe... blatul de la bucătărie, oale, tigăi, farfurii, pahare, tot felul de minuni. N-am mai apucat să le mai punem la locul lor. Mai este de făcut, au, trebuie să facem curățenie în baia de serviciu. Eu pe lângă toate astea mai am programări și la salon. Au, mami, în fiecare zi. Și trebuie să terminăm tot ce e de făcut. Pentru că vrem ca masa de Crăciun să o facem la noi, cu toată familia. Doamne ajută! Și de Revelion la fel vom sta acasă. Și... Au! Mama! Hei, mami! Ești încântată că ne vom muta la casă nouă? Ea e încântată de cerceii mei. Dragostea. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Și stați aproape că urmează... Au! Urmează vlogul în care voi filma... Au! Voi filma tot apartamentul. Și vă voi arăta ce-am făcut noi. Eu cu Dani, cu ideile noastre și ne-a mai ajutat o prietenă de-a noastră. Au, mama, ce mă doare! Vă pupăm! Și Carla vă pupă!
Îi place să mă bată, din câte vedeți.